Deci astăzi vom vorbi despre Iisus Hristos așa cum îl descrie Biblia în relație cu David, împăratul lui Israel. Dacă ați citit Evangheliile, ați observat probabil că de multe ori oamenii care s-au adresat către Domnul Iisus s-au adresat numindu-L cum? Fiul lui David. Și dați să dau un pic mai aici microfonul, dacă e prea tare. Deci, oamenii care s-au adresat către Domnul Iisus, adeseori, l-au numit Fiul lui David. Adunarea orbul Bartimeu, care a auzit că trece Domnul Iisus pe lângă el, a început să strige, chiar dacă oamenii căutau să-l facă să tacă. El spunea și striga, Fiul lui David, ai milă de mine. Femeia cananită, a cărei fiică era chinuită de un drac, la fel a venit la Domnul Iisus și a început să strige către El în același fel. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este muncită rău de un drag. Chiar și atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, mulțimile strigau, Osana, Fiul lui David. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și chiar și Îngerul Gabriel, care a venit la Maria, ca să-i vestească că ea va rămâne însărcinată și va naște un fiu, i-a spus că el, fiul ei, Iisus, va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Vedem astfel că cei ce spuneau oamenii atunci când se adresau către el și strigau Fiul lui David, ai milă de mine, este corect, pentru că acest mesager din cer a confirmat că El este Fiul lui David și El va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Dar este un lucru să vedem lucrul acesta, că oamenii și Îngerul îl numește pe Iisus Fiul lui David, dar este un alt lucru ca să înțelegem de ce este așa și ce înseamnă acest lucru, de unde au luat oamenii de pe vremea lui Iisus, că Iisus este Fiul lui David, mai ales că David a trăit cu sute și sute de ani înainte de Iisus. De ce Iisus a fost Fiul lui David și ce înseamnă, ce a însemnat lucrul acesta pentru cei din Israel, la vremea în care Iisus a venit și a slujit în poporul Israel și ce înseamnă El pentru noi. Pentru că acest lucru are o însemnătate atât pentru ei, cât și pentru noi. În primul rând, aș vrea să spun că oamenii de pe vremea lui Iisus l-au numit Fiul lui David și l-au privit în acest fel pentru că ei știau ceea ce a promis Dumnezeu prin prorocii Vechiului Testament. Și anume, ca să ridice un urmaș al lui David, un fiu al lui David, care va face judecată și care va face dreptate în poporul lui Dumnezeu, care va pune capăt suferințelor poporului Dumnezeu și va aduce o pace și o bucurie trainică. Și atunci când Domnul Iisus a apărut și a început să învețe și să vindece pe oameni și să elibereze de apăsarea diavolului, au spus, acesta este Fiul lui David și, într-adevăr, au avut dreptate. Iisus a fost și este Fiul lui David pe care Dumnezeu l-a promis încă prin prorocii Săi. Și noi, credincioșii dintre neamuri, avem tendința să nu prea atragem atenția mult la aceste lucruri, să nu ne adâncim privirile în prorocii Vechiului Testament, dar astăzi aș vrea să privim la câteva texte din Vechiul Testament care vorbesc despre acest urmaș al lui David, acest fiu al lui David și să vedem cum Dumnezeu a prevestit mai dinainte venirea Fiului Său și domnia și autoritatea și puterea casei împărătești a lui David, care va fi pe umerii lui Iisus. Și primul text la care aș vrea să privim este cel din Isaia, începând cu capitolul 8, de la versetul 20, și apoi
capitolul 9, versetul 1, și dacă ați citit Biblia, capitolul 9, versetul 1 este probabil cunoscut pentru voi, dar aș vrea să citesc la versetul 20 din capitolul 8, pentru că aceste ultime trei versete din capitolul 8 ne prezintă contextul în care va fi venit Fiul lui David. Și Isaia, la sfârșitul capitolului 8, declară judecata lui Dumnezeu care va veni peste poporul lui Dumnezeu Israel din cauza faptului că poporul Israel s-a depărtat de lege și de mărturie, de mărturia lui Dumnezeu. Dar imediat după ce declară judecata, Isaia vine cu această veste bună, cu Evanghelia, care este vestea bună, cu privire la venirea Fiului David. El spune în Isaia 8:20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El, adică poporul acesta, Israel, va pridegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va guri pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că se va ridica, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă. Și, în adevăr, așa a fost atunci când a venit împăratul Babilonului, Nebucadnețar, a distrus Ierusalimul, i-a luat în robie, a urmat o perioadă de întuneric, de necaz, de negură, dar Isaia continuă, după ce prevestește acest întuneric, beznă, el spune mai departe, totuși, și haideți să spunem totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și aici este o învățătură și pentru noi. Dacă trecem printr-un necaz sau printr-o perioadă întunecată, Domnul ne spune, întunericul nu va domni veșnic. După cum în vremurile trecute, spune Dumnezeu prin Isaia, a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftale, care sunt niște seminții din Israel, care trăiau la nord, la nordul Israelului, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Și știm că Domnul Iisus era galilean, pentru că a crescut în Nazaretul din Galileea. Poporul care a umblat în întuneric, și este vorba în continuare de poporul Israel, care a umblat o vreme îndelungată în întuneric, vede o mare lumină și peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, adică Tu, Doamne, înmulțești poporul, îi dai mari bucurii. Haideți să spunem o mare lumină. O mare lumină. Și mari bucurii. Și mari bucurii. Și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, noiaua celui ce l-asuprea le-ai sfărâmat. Trei lucruri, spune Dumnezeu, care vorbesc despre apăsare și despre suferință care era peste poporul lui Dumnezeu, jugul care apăsa, toiagul care lovea spinarea și nuiaua celui ce l-asuprea le-ai sfârmat. Și Isaia vorbește despre ele la timpul trecut, ca și cum ar fi un lucru deja realizat, pentru că odată ce Dumnezeu l-a rostit, el este ca și împlinit. Căci orice încălțăminte purtată în vămășeală luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse în foc. Căci, și haideți să spunem cu toții căci. Și când vedem un căci în Biblie, știm că ceea ce urmează este temelia pentru ceea ce a fost pus mai sus. Cu alte cuvinte, va veni o mare lumină și poporul Dumnezeu va avea o mare bucurie și va fi eliberat de jug și de toiac și de nuia. De ce? Pentru că, sau căci, pentru că un copil ne s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Deci, toate aceste lucruri se datorează sau se vor datora, și vedeți, Isaia vorbește iarăși la timpul trecut, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, ca și cum deja este un lucru împlinit.
Și pentru noi, cu siguranță, este împlinit, pentru că s-a împlinit 2000 de ani în urmă, dar această lumină, această bucurie, această eliberare se datorează acestui copil care ni s-a născut și acestui fiu care ni s-a dat. Și avem în aceste versete descoperită natura umană și natura divină, adică dumnezeiască, a lui Iisus Hristos. Pentru că un copil ni s-a născut, dar un fiu ni s-a dat. Un copil ni s-a născut și aceasta vorbește despre partea lui omenească, pentru că a avut nevoie să se nască ca și noi, dar un fiu ni s-a dat. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea când a dat pe singurul lui fiu. Și aceasta vorbește despre natura lui divină și despre faptul că el a fost înainte ca să se nască. Și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. Și iată, vedem că este vorba de fiul lui David, care se va ridica și va lua tronul lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. Judecată și dreptate. Și vom vedea că termenul cheie care apare în toate aceste prorocii făcute de Duhul Dumnezeu prin prorocii Vechiul Testament cu privire la fiul lui David este că el va face judecată și dreptate. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Și vă puteți da seama atunci când oamenii care cunoșteau aceste prorocii și care experimentau o vreme de necaz și de întuneric și de apăsare și de robie, când a venit Domnul Iisus și a început să vindece și să elibereze și să hrănească mulțimile, vă puteți imagina entuziasmul și bucuria cu care oamenii l-au privit și l-au întâmpinat până acolo încât ei vreau să îl ia și să-l facă împărat cu forță. Pentru că, cu toate că au determinat corect că Iisus este fiul lui David, dar nu au înțeles că împărăția lui nu este de pe pământ, că împărăția lui este din altă lume și s-au gândit că el trebuie să devină împăratul nostru fizic, așa cum a devenit, așa cum a fost David. Cu adevărat, Domnul Iisus a fost o mare lumină, cu adevărat el a adus o mare bucurie și cu adevărat a sfărâmat jugul, dar într-un mod puțin diferit decât se așteptau ei. Aș vrea să mai privim încă la un text, la Isaia, capitolul 11, care vorbește despre Iisus ca și vlăstarul, mlădița care va ieși din tulpina lui Isai, sau a lui Iese, așa cum am cântat în cântarea de la început. Și aș vrea să încep tot din capitolul 10, versetul 22, pentru ca să înțelegem mai bine de ce Iisus Hristos este numit mlădița. Și poate că în Cornelescu cred că scrie ce scrie acolo? O draslă? O draslă sau lăstar? Și șira. Cuvântul draslă este un cuvânt mai vechi. Nici eu nu înțeleg, cred că și mulți din voi nu înțeleg, dar mlădița este un cuvânt mai nou care traduce bine la ce se referă. Dar ca să înțelegem de ce este numit mlădiță, trebuie să înțelegem ceea ce a făcut Dumnezeu și în acest sens, textul pe care voi citi este foarte asemănător cu textul pe care l-am citit mai devreme, pentru că mai întâi vorbește despre judecata lui Dumnezeu pentru poporul Israel, doar că în acest context Dumnezeu vorbește despre judecata lui peste poporul său care s-a bătut de la el folosind o metaforă, folosind o figură de stil și anume asemănând-o cu tăierea pădurii, cu tăierea copacilor. Și el spune în Isaia 10:22, chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Și nimicirea aceasta, care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor, o va aduce la îndeplinire în toată țara. Și știm că acest lucru s-a întâmplat.
prin împăratul Asiriei și apoi prin împăratul Babilonului, care a venit și a nimicit țara și a luat poporul în robie. Și apoi din versetul 33, Dumnezeu îmi spune, iată Domnul Dumnezeul oștirilor taie crăcile, adică ramurile mari cu putere. Cei mai mari sunt tăiați, cei mai înalți, adică oamenii cei mai mari, oamenii cei mai cu vază, sunt doborâți. El dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul care era cunoscut pentru cedrii lui înalți și puternici, cade sub mâna celui puternic. Deci puteți să vă faceți o imagine pe care Dumnezeu o folosește pentru a descrie judecata care va veni peste Israel ca și tăierea unei păduri foarte mari, cu copaci foarte înalți și după ce Dumnezeu s-a isprăvit cu ea, n-au rămas decât butucii. Atunci când copacii sunt tăiați, știți, rămâne un butuc. Rămân butucii, așa? Și știți ce se întâmplă după o vreme? După ce ai tăiat un copac și trece o vreme, ce se întâmplă? De acolo, din rădăcina copacului, din butucul copacului, încep să dea vlăstar. Lăstare. Încep să dea lăstare. Și de aceea, imediat, după ce spune că Dumnezeu taie crăciune, taie copacii, spune în versetul 1 din capitolul 11, în continuare, o mlădiță va ieși din tulpina, și de fapt mai corect ar fi din butucul lui Isai, și un vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod. Și de aceea înțelegem că Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Fiul lui David, vine după o vreme de judecată. După ce Dumnezeu a tăiat pe toți cei mari, după ce Dumnezeu a tăiat casa împărătească a lui David, care a cărui tată este Isai, și nu a mai fost un împărat după ce a venit această judecată, pentru că copacul a fost tăiat, dar din rădăcina aceasta a lui Isai, adică din linia împărătească a lui David, a venit această mlădiță sau acest om pe care Biblia îl numește mlădița cu referire la Iisus Hristos și îl numește vlăstar din rădăcinile lui. Și apoi ne dă o descriere a lui și a ceea ce va face el, care se potrivește atât de bine cu Domnul nostru Iisus Hristos. Mai întâi el spune, Duhul Domnului se va odihni peste el. Și ne putem aduce aminte de Domnul Iisus, care fiind în sinagoga din Capernaum, a spus, Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc vești bune, ca să dau drumul celor apăsați, ca să deschid ochii orbelor, ca să vestesc un an de îndurare al Domnului. Isaia continuă și spune, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfătuire și de putere, Duh de cunoaștere și de frică de Domnul. Plăcerea sa va fi frica de Domnul. Apoi el continuă și zice, El nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Noi oamenii putem să fim înșelați de ceea ce se vede cu ochii. Și adeseori suntem. Sau de ceea ce auzim cu urechile. Cineva a spus ceva și noi am auzit și am crezut. Dar nu așa stau lucrurile cu fiul lui David, pentru că Biblia ne spune despre el că el nu avea nevoie ca cineva să îi spună ceva despre un om, pentru că el însuși știa ce este în om. Și judecata lui nu este după fățișare, ci este după dreptate, de aceea el spune cu dreptate îi va judeca pe cei nevoiași și cu nepărtinire va hotărâ pentru cei săraci de pe pământ. Acum, când citim aceste versete și sunt sigur că poporul Israel de pe vremea lui Isaia sau mai târziu de pe vremea lui Iisus, când citeau aceste prorocii, probabil că se gândeau și la sigur că se gândeau la un împărat care va sta pe scaunul de domnie împărătesc în Ierusalim, ca un împărat care va fi un judecător și oamenii vor veni la el cu tot felul de întrebări și el îi va judeca cu dreptate și va spune tu ai dreptate, dar tu nu ai dreptate. Dar a fost oare așa? Chiar dacă Dumnezeu a folosit acest limbaj, noi știm că Iisus Hristos nu a venit ca să stea pe un scaun de judecată și să aibă un rol de judecător pământesc și oamenii să vină la El și El să le facă dreptate în
în întrebările lor pământești, nu aceasta a fost dreptatea pe care a făcut-o Iisus, dar dreptatea pe care a făcut-o El, ca fiul lui David, promis de Dumnezeu, a fost cu mult mai importantă, pentru că El a iertat păcatele oamenilor. Și poate că mă veți întreba, dar cum este iertarea dreptate? Pentru că dreptatea de obicei este pedepsirea păcatelor, nu iertarea lor. Însă Apostolul Pavel ne spune în Romani capitolul 3 că acum s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu. Și înainte ca toți oamenii să reușească să fugă și să se ascundă de această dreptate, Biblia ne spune că dreptatea lui Dumnezeu care s-a arătat, nu s-a arătat ca să judece lumea, ci ca să îndreptățească pe cei păcătoși. Ca să îndreptățească pe cei vinovați. Așa cum am fost noi toți, pentru că toți au păcătuit. Și cum a făcut El acest lucru? Trimițându-L pe Fiul Său, punând toate păcatele noastre asupra Lui, pedepsindu-L pe El în locul nostru și socotind credința noastră în El drept o stare de dreptate înaintea Lui. De fapt, actul de dreptate cel mai important care a fost vreodată a fost moartea lui Iisus Hristos. Și în aparență El a fost un act de nedreptate, pentru că Iisus a murit, a fost învinuit pe nedrept și a fost răstignit fără a fi vinovat. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, la cruce Dumnezeu a făcut dreptate. Pentru că a pedepsit păcatele tuturor oamenilor care vor fi trăit vreodată și a arătat dreptatea Lui în așa fel ca să rămână drept și totuși să îndreptățească pe cel care crede în Iisus. Cum este posibil așa ceva? Să vină cineva la judecată care a furat și este dovedit că a furat, care a agresat pe cineva, poate chiar a omorât pe cineva și este dovedit că a făcut lucrul acesta și judecătorul să-i spună: eu te îndreptățesc, tu ești drept, tu ești liber, poți să mergi acasă. Doar Dumnezeu putea să conceapă un asemenea plan ca să rămână drept și totuși să îndreptățească pe cel care crede în Iisus. Pentru că Iisus a luat asupra Lui pedeapsa pentru toate nelegirile noastre, de aceea dreptatea pe care a făcut-o El a fost ca să ierte păcatele oamenilor, ca să îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, să se roage pentru cei vinovați, spune Isaia 53, și să fie ascultat din pricina neprihănirii Lui, în așa fel ca noi, cei vinovați, să fim îndreptățiți și să fim iertați. Dreptatea pe care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu, de asemenea, a fost ca să elibereze pe oameni de orice apăsare a diavolului. Și acolo unde diavolul i-a legat pe oameni, acolo unde el i-a apăsat, acolo unde el i-a chinuit și adeseori, în mod ilegitim, așa cum a făcut cu acea femeie, fiica lui Avram, o fiică lui Avram, spunea Domnul Iisus, care de 18 ani, Satan o ținea legată, el i-a făcut dreptate, știți cum? Prin faptul că a eliberat-o. Și acest fel de dreptate este mult, mult mai important decât o dreptate într-o neînțelegere pământească. Pentru că cine ar putea să te elibereze de Satan, care este mult mai puternic decât tine și decât mine, în starea noastră naturală, decât Fiul lui Dumnezeu, care este Fiul lui David, care a venit să facă dreptate? Și dreptatea aceasta se manifestă prin eliberarea oamenilor de sub orice chin, prin sfârmarea jugului care a fost peste ei și care a fost și peste noi. De aceea, Domnul a spus în sinagoga din Capernaum, a zis: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a luat să aduc vești bune celor săraci, să dau drumul. Haideți să spunem: să dau drumul. Să dau drumul celor apăsați și să dau drumul prinșilor de război, celor care au fost prinși, celor care au fost legați. Vă aduceți aminte de văduva aceea care venea la judecătorul nedrept și îi spunea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și el nu vrea să-i facă dreptate, dar pentru că era atât de insistent, i-a făcut. Dar Domnul Iisus spune: dacă judecătorul acesta a făcut
Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Săi, care strigă către El zi și noapte, le va face cu adevărat în curând? Atunci când noi ne rugăm pentru Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să facă dreptate în viața noastră, și atunci când Dumnezeu se ridică să facă dreptate, și atunci când Fiul lui David, Iisus Hristos, se ridică ca să ne facă dreptate, aceasta înseamnă pentru noi eliberare de orice apăsare a diavolului, și aceasta înseamnă pentru noi că noi vom primi, dacă pot să numesc astfel, compensație de la Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut cel rău, nu doar nouă, ci și celor care au fost înaintea noastră. Și avem acest exemplu, câteva exemple avem atunci când Israel, poporul Israel a ieșit din Egipt, după ce au lucrat și au fost exploatați multă vreme, Dumnezeu a făcut ca să iau compensație cu ei, pentru că egiptenii le-au dat aur, argint, lucruri scumpe și când au ieșit, Biblia spune, au jefuit pe egipteni. Iar în Ioel, capitolul 2, Dumnezeu spune, vă voi răsplăti anii pe care i-au mâncat lăcustele. De aceea, dacă diavolul a reușit să perpetueze, adică să continue o nedreptate în viața ta sau în viața familiei tale, să știi că Dumnezeu vine ca să facă dreptate și când Dumnezeu vine ca să facă dreptate, tu și eu ne vom bucura. Gloria Lui! În continuare, Isaia spune, cu nuiaua curii sale, El va lovi pământul, iar cu suflarea buzelor sale, îl va ucide pe cel rău. Dreptatea va fi brâul coapselor sale și credincioșia, cingătoarea cu care va fi încins. Și sar peste câteva versete ca să ajungă la versetul 10, unde Biblia spune că în ziua aceea, rădăcina lui Isai. Și descoperim un nou nume pentru cel care este vlăstarul, mlădița care va ieși din tulpina lui Isai, fiul lui David este numit rădăcina lui Isai. De ce este numit astfel? Pentru că cel care a venit prin David, prin Isai, prin Maria, care și ea descinde din această linie împărătească a lui David, a fost înainte de ei toți. Noi știm că într-un copac sau într-o plantă, rădăcina este primul lucru. Este lucrul de la care se pornesc toate lucrurile. Ori Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, măcar că după trup, Biblia ne spune că s-a născut din sămânța lui David, după Duh, El este Fiul Dumnezeu și este Dumnezeu care a existat întotdeauna. De aceea, El nu este doar mlădița lui Isai, dar este și rădăcina lui Isai. Pentru că din El, Biblia spune, din El, noi ne tragem viața, suflarea și toate lucrurile. Și Cel care l-a creat pe Isai și Cel care l-a creat pe David, într-o bună zi, a venit, a intrat în linia lor genealogică și s-a născut ca și un om. Și a fost numit vlăstarul lui Isai. În Apocalipsa 22, cu 16, spre încheierea Bibliei, însăși Domnul Iisus spune, Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Eu sunt Cel care L-am creat pe David și Eu sunt Cel care am venit și am născut din El, din linia Lui. Și la un moment dat, Domnul Iisus i-a pus în nedumerire pe farisei și învățătorii legii, pentru că le-a pus o întrebare pe care n-au putut să o mai răspundă. Și de atunci nu mi-a pus întrebări. Biblia ne spune Matei 22 cu 41 că pe când erau strânși la un loc farisei, Iisus i-a întrebat ce credeți voi despre Hristos, despre Mesia, despre unsul, al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și aveau dreptate. Dar Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domnul, când zice, și David spune acest lucru în unul din psalmii săi, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Ei cunoșteau o parte adevărului că
Hristos, sau Mesia, este Fiul lui David, dar nu cunoșteau cealaltă parte, că El este și Domnul lui David. Și Iisus le pune această întrebare și le zice, deci dacă David îl numește Domn, cum este El Fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt, pentru că nu aveau înțelegerea acestui aspect al adevărului, că Cel care este Fiul lui David este și Domnul lui David, pentru că a fost înainte de David. Și din ziua aceea n-a trăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Dar de ce este important pentru noi să știm că Iisus este Fiul lui David și este vlăstarul lui Isai și este rădăcina și sămânța lui David? Este important, în primul rând, pentru că Iisus nu a venit într-un vacuum sau nu a venit într-un gol. El nu s-a coborât din cer undeva pe o munte și să se descopere omenirii, să meargă la o stație de radio sau de televizor și să spună, eu am venit. Nu, El a venit la un popor, și anume la poporul Israel, pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie poporul Lui, și a venit la casa lui Iuda. Nu trebuie să-l confundați pe acest Iuda cu Iuda Iscarioteanu, sunt doi Iuda diferiți. Și în casa lui David, s-a născut în casa lui David, s-a născut chiar în cetatea lui David, în Betleem. Și așa cum ne spune însuși Iisus Hristos, mântuirea vine de la cine? De la iudei. Deci este important pentru noi să înțelegem că Iisus este Fiul lui David, că este vlăstarul lui Isai, că este rădăcina și sămânța lui David, pentru că Dumnezeu a hotărât ca Mântuitorul Iisus Hristos să vină la poporul iudeu și să vină din poporul iudeu. Dar așa cum am citit, El este Mântuitorul lumii și El este un steag pentru toate popoarele și însăși faptul că noi și mulți alți oameni din toată lumea astăzi sunt adunați ca să vorbească despre El, ca să se închine Lui, confirmă adevărul Scripturii că El este Mântuitorul lumii. Dar înainte de a fi Mântuitorul lumii, El a fost Mântuitorul lui Israel. Și El a venit, înainte de a veni pentru întreaga lume, a venit pentru casa lui Israel. Și istoric, pe parcursul istoriei, popoarele, inclusiv poporul nostru, român, au urât și au persecutat Israelul. Și chiar și biserica, alcătuită dintre neamuri, a căutat să se distanțeze de Israel și adeseori, desigur, nu adevărata biserică, dar cea care pretindea că este biserica, a dat o mână de ajutor celor care au persecutat pe evrei, pe iudei, măcar că mântuirea vine de la ei și însăși Fiul Dumnezeu a venit prin ei. Și aș vrea să vă dau un exemplu, pentru că zic că este important pentru noi să înțelegem că Iisus este Fiul lui David, pentru ca să nu, așa cum o vedea și Apostolul Pavel spune, ca să nu ne mândrim și ca să nu ne fălim și ca să nu credem că noi suntem cei mai buni și că Dumnezeu a venit în Moldova. Înainte de a veni în Moldova, El a venit în Israel. Și este important să înțelegem acest lucru, pentru că dacă nu înțelegem, atunci riscăm să comitem aceleși greșeli pe care le-au comis alții înaintea noastră. Și aș vrea să vă citesc bunăoară ceea ce au scris și ceea ce au gândit și au hotărât liderii Bisericii Mondiale de pe întreg pământ la anul 325, atunci când la scurt timp creștinismul a devenit o religie de stat și împăratul roman Constantin a chemat un consiliu al tuturor sau cel mai mulți episcopi care erau în vreme de atunci ca să discute și să hotărască unele întrebări. Și atunci când a ajuns vorba bunăoarea ca să stabilească o dată pentru sărbătoarea Paștelui, uitați-vă ce au scris ei. Să vedeți cum au gândit ei la acea vreme. Și eu voi citi un pic mai încet pentru că trebuie să traduc din engleză. Deci ei au zis că noi considerăm că este în mod special nevrednic pentru că cea mai sfântă sărbătoare din toate, religia, vedeți, deja era se dezvolta, cea mai sfântă sărbătoare din toate,
să urmeze obiceiul calculării evreilor. A acestor oameni care și-au mărit mâinile cu cele mai de temut crime care au fost vreodată și a căror minți au fost orbite. Respingând obiceiul lor, deci se face referire la obiceiul evreilor de a stabili data Paștelui, așa cum este scris în Scriptură, în ziua 14-a a lunii Nisan, care este un obicei bazat pe ceea ce Dumnezeu le-a poruncit lor atunci când ne-a scos din Egipt. Și ei spun, respingând acest obicei, noi am putea să transmitem descendenților noștri modul legitim de a sărbători Paștele. Deci evreii spun ei, nu trebuie să avem nimic de a face cu ei, ei sunt cei mai răi dintre oameni și obiceiul lor de a stabili data Paștelui o respingem. Iată care este modalitatea legitimă, spun ei, de a stabili Paștele. Pe care noi am ținut-o de la vremea suferințelor Mântuitorului până în această zi, spun ei. Potrivit cu ziua săptămânii. Nu ar trebui, așadar, să avem nimic de a face cu evreii, pentru că Domnul ne-a arătat o altă cale. Închinarea noastră urmează o cale mult mai legitimă și mai convenabilă. Adică ordinea zilelor săptămânii. Și, respectiv, în unanimitate, în acord unanim, adoptând această metodă, noi dorim, dragi frați, spun ei, să ne despărțim de compania detestabilă, adică de urât, a evreilor. Pentru că este cu adevărat rușinos să-i auzim cum se laudă că fără ei noi nu putem să stabilim data sărbătorii. De asemenea, spun ei, fraților, este de datoria voastră să nu vă murdăriți sufletele comunicând cu oameni așa de răi care sunt evrei. Așa gândeau la anul 325 și scriau episcopii bisericii de la acea vreme, căutând să se depărteze, să se distanțeze și putem să vedem ura care o aveau deja față de evrei, măcar că mântuirea vine de la ei, măcar că Iisus vine de la ei, măcar că apostolii sunt toți evrei și fac aici o paranteză și am auzit o istorie, Hazlie, poate ați auzit-o și voi, cum într-un sat, într-o biserică ortodoxă, se pare, preotul le explica la oameni că Iisus a fost evreu, a venit la poporul evreu și oamenii cam nemulțumiți au spus, ei bine, Iisus ca Iisus, lasă-l să fie evreu, dar pe Petru și pe Pavel să nu-i atingi, că ei sunt ai noștri. Dragii mei, și Petru și Pavel tot au fost evrei. Și, practic, toți primii apostoli au fost evrei. Și de aceea este important pentru noi să înțelegem că Iisus a fost Fiul lui David și că mântuirea vine de la iudei pentru că noi suntem îndatorați lor în această privință. Și apostolul Pavel ne scrie despre aceasta în Epistola către Romani, capitolul 11, vorbind despre necredința lui Israel, pentru că cei mai mulți din poporul iudeu, de pe vremea lui Iisus și chiar de pe vremea noastră, nu au crezut în El, dar acesta a fost planul lui Dumnezeu, pentru că prin necredința lor, Evanghelia să ajungă la noi, pentru că urmează ca Dumnezeu să se întoarcă la ei și ei să se întoarcă la credință. Și îmi spune, dacă unele ramuri au fost tăiate, și aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Isaia, că Dumnezeu taie crengele și ramurile cu putere. Dacă unele ramuri au fost tăiate și dacă tu, el vorbește despre noi, care suntem dintre neamuri, dintre alte națiuni, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului. Nu te făli față de ramuri. Și vreau să vă întreb din nou, ce s-a întâmplat cu mine și cu tine care am venit dintre neamuri urmașii lui Zamolxe și Burebista, care se închinau la idoli și care aduceau jertfe omenești și erau blestemați? Ce s-a întâmplat cu noi? Noi am fost altoiți în locul lor, acestor iudei necredincioși, și am fost făcuți părtași rădăcinii și crescinii măslinului, ceea ce înseamnă că am fost puși în acest pom, în acest măslin care reprezintă poporul lui Dumnezeu și am început să beneficiem de ceea ce ne dă rădăcina.
Și de ceea ce ne dă tulpina, și aceasta este Avram, Isaac, Iacov, prorocii care au fost evrei și Mântuitorul care a venit din ei, nu te făli față de ramuri, așa cum făceau ei la anul 325, când noi avem o cale mult mai bună și iată care este calea. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Cine suntem noi? Noi suntem o ramură sau niște ramuri care am fost altoite și suntem ținuți de rădăcină. Dar vi zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uite-te, dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Deci sunt două lucruri la care trebuie să ne uităm, nu doar la bunătatea lui Dumnezeu, pentru că în multe biserici se vorbește atât de mult despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, dar aproape deloc despre asprimea Lui. Dar Pavel spune, uite-te, dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Și haideți să ne uităm unii către alții și să ne spunem, rămâi în bunătatea aceasta pe care ți-a arătat-o Dumnezeu. Altminter, dacă nu rămâi, vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, adică evrei, necredincioși, dacă nu stăruie necredință, vor fi altoiți. Ceea ce vedem că și se întâmplă în ultimii 150 de ani, mai mulți evrei care au fost necredincioși, au devenit credincioși și au fost altoiți înapoi în pomul acesta. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, împotriva naturii tale sălbatice, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești, naturale, în măslinul lor. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Amin. Amin. Așadar, prima implicație practică pentru noi astăzi, a ceea ce înseamnă că Iisus este Fiul lui David, este ca noi să înțelegem că credința nu s-a început de la noi, ci s-a început de la Părintele tuturor credincioșilor Avram și a continuat cu Isaac, Iacov, cu David și cu toți prorocii care au fost din poporul Israel. Iar noi am venit mai târziu și prin bunătatea lui Dumnezeu am fost altoiți, am fost puși în acest popor al lui Dumnezeu din care am devenit parte și respectiv trebuie să avem o recunoștință în primul rând pentru Dumnezeu, un respect și o dragoste pentru poporul Dumnezeu Israel, care noi am fost făcuți părtași și respectiv să avem o nouă apreciere pentru modul în care Dumnezeu a lucrat și planul Lui cu poporul Israel și cu noi neamurile. În încheiere, de fapt, încă o implicație la care aș vrea să mă opresc puțin, pe care am menționat-o deja în trecere, este dreptatea pe care a venit-o să o facă Fiul lui David. Și această dreptate a fost făcută, așa cum am spus, atunci când Iisus era prezent fizic pe pământ, iertând păcatele, eliberând pe oameni de apăsarea diavolului, dându-le înapoi sănătatea, lucrurile și chiar și pe unii morți care au murit, dându-le înapoi familiilor lor și dându-le înapoi tot ceea ce a furat cel rău, vreau să vă spun că Fiul lui David este bine și este sănătos și este pe tronul lui în cer și el domnește atât în cer cât și pe pământ și continuă să facă dreptate
poporului său. Și aceasta mă duce la o ultimă descriere, dacă pot să spun așa, a Fiului Dumnezeu legată de David, cu care voi și încheia astăzi mesajul meu, care se găsește în Cartea Apocalipsa și pe care însăși Iisus o spune, Cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7, în unul din mesajele pe care El le trimite bisericilor, unei biserici, El spune Îngerului Bisericii din Filadelfia, nu e vorba de Filadelfia, din Chișinău, era o altă Filadelfia, dar este și pentru ei și pentru noi. Scrie, iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Deci, în încheiere, aș vrea să vedem pe Iisus, nu doar ca Fiul lui David, nu doar ca vlăstarul, mlădița care iese din tulpina lui Isai, ci și ca Cel care ține cheia lui David. Și din însăși cuvintele lui Iisus pe care le-am citit, înțelegem că această cheie a lui David este o autoritate unică care îi permite lui Iisus să deschidă și nimeni să nu poată închide și să închidă și nimeni să nu poată deschide. Dar această cheie a lui David mai apare într-un loc în Scriptură la care aș vrea să privim și ne vom îndrepta spre încheiere, care ne ajută să înțelegem mai bine autoritatea și puterea pe care le are Iisus ca Fiul lui David și ca Cel care ține cheia lui David. Și ea mai apare încă o dată în prorocul Isaia, capitolul 22, unde Isaia vorbește despre dregătorul casei împărătești, casei împărătești a lui David, care era, cred, ca și cel mai mare peste casa lui David, în afară de împărat, care era responsabil peste toate treburile casei împărătești. Și Dumnezeu îi vorbește acestui dregător șebnă și cuvintele lui sunt aspre pentru el și îi spune, eu te voi da la o parte și după aceea îi spune, în ziua aceea când te voi da la o parte și te voi smulge din locul tău, zice, Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea lui în mâinile lui. Câți dintre noi știu că Dumnezeu este Cel care împărățește pe pământ și El este Cel care ridică pe unul, coboară pe altul, chiar dintre președinți, dintre prim-ministri, dintre deputați, dintre primari. Dumnezeu este peste, mai mare peste toți și El face tot ce vrea. Dacă nu-i place de unul, El îl dă afară și pune pe altul în locul lui. Chiar dacă aceasta uneori se întâmplă prin votul oamenilor care votează pentru unul sau altul, dar schimbarea care are loc vine de la Dumnezeu. Și apoi El spune, El, acest Eliachim, care este robul meu și care, în mod clar, era după placul lui Dumnezeu, va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David și când va deschide el, nimeni nu va închide și când va închide el, nimeni nu va deschide. Și cu siguranță acest Eliachim, care era după voia lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a pus în această poziție de autoritate și i-a dat puterea, autoritatea și cheia lui David de a deschide și de a închide, ca nimeni să nu poată închide sau deschide după el, este o reprezentare a celui care avea să vină, Iisus Hristos, care are cheia lui David și oare nu doar pentru casa împărătească a lui Iuda, ci pentru toată lumea. Și Biblia spune aici despre acest Eliachim care îl reprezintă pe Iisus Hristos, că El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Și casa lui Iuda, locuitorii Ierusalimului, reprezintă biserica, ne reprezintă pe noi. Pentru că Biblia spune în Evrei, capitolul 3 sau 4, că casa Lui suntem noi, credincioșii, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început.
Și nu numai atât, dar spune pentru că avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, care suntem noi. Și acest mare preot este Iisus Hristos. Prin credință ne spune Apostolul Pavel, noi suntem sămânța lui Avram. Pentru că am fost altoiți în acest măslin și pentru că ne tragem tot de ce avem nevoie din rădăcina care este prietenul lui Dumnezeu, Avram, și credința pe care a avut-o el. Și pentru că suntem sămânța lui Avram, Biblia ne spune că el vine în ajutorul seminței lui Avram, Evrei, capitolul 2. Deci acest Eliachim, care este un tată pentru locuitorii lui Iuda, îl reprezintă pe Iisus Hristos, care este mai mare peste casa lui Dumnezeu, care suntem noi, și care vine în ajutorul seminței lui Avram, care suntem noi, sau din care și noi facem parte. La ce vreau să ajung? Vreau să ajung la ceea că Iisus Hristos, care este Fiul lui David, care ține cheia lui David, este investit de Dumnezeu cu această putere și autoritate unică ca să deschidă ușile oricărei temnițe în care se află poporul lui Dumnezeu, în care ne putem afla noi, sau în care se află cei care ne sunt dragi nouă și pentru care noi ne rugăm și mijlocim. Și aceasta este una din funcțiile importante ale cheii lui David pe care le are Iisus Hristos ca să deschidă ușile temniței în care se află poporul lui Dumnezeu.